După două etape consumate, CS Năvodar este lider în campionatul național de rugby în 7, divizia A. În runda a treia programată în acest weekend pe stadionul Arcul de Triumf, formația antrenată de Cristi Huzea și Cornel Suciu va juca pe rând cu Gringos București de la ora 10:45 și Jandarmeria București de la 11:20, RCM Galați și CFR Brașov. Dacă primele două meciuri sunt de încălzire, cele din urmă pot determina în mare măsură cine va ocupa prima poziție. Cele două favorite, CS Năvodar și CFR Brașov, se află la egalitate de puncte, câte 22 fiecare, fiind departajate de Savera, care este favorabil dobrogenilor. Cum ultima rundă este programată la Brașov, năvodărenii au nevoie de maximum de puncte la etapa aceasta pentru a aborda cu șanse finalul campionatului. Forma bună arătată la Galați le dă încredere dobrogenilor, care au plecat vineri spre capitală.